În cadrul ședinței de dialog social care a avut loc ieri la sediul prefecturii, președintele CEASE Sălaj a prezentat un raport legat de numărul asiguraților la data de 30 iunie 2018. La nivelul județului Sălaj, doar 35% din populația asigurată plătește contribuția la sănătate, conform unui raport prezentat de președintele CEASE Sălaj, Olga Stana, care mai spune și că nivelul încasărilor din contribuții a crescut cu 20% în acest an față de anul precedent. La nivelul județului Sălaj, la data de 30 iunie 2018, aveam în total de asigurați 186.948, din care salariați 55.722, liberi profesioniști 3.480, persoane fără venit 2.478, persoane cu alte venituri 2.803, șomeri 856, beneficiari de ajutor social 5.270, pensionari 50.040, beneficiari ai legilor speciale 3.624, copii, tineri, elevi, studenți 51.823. Statistic, avem asigurați fără plata contribuției 122.465, ceea ce înseamnă 65%, în timp ce asigurați cu plata contribuției 64.823. Deci ceea ce înseamnă că doar 35% din populația asigurată plătește contribuția la sănătate. Referitor la contribuția pentru sănătate, am făcut o paralelă între perioada ianuarie-iunie 2017 și ianuarie-iunie 2018. Avem încasări din contribuții ianuarie-iunie 2017 57.563.665 lei, cheltuieri ianuarie-iunie 2017 109.588.481 lei, diferența suportată de Casa Națională 52.024.816 lei, adică 47%. Pentru perioada ianuarie-iunie 2018 avem încasări din contribuție 70.970.742, cheltuieli ianuarie-iunie 2018 124.785.635 de lei. Diferența suportată de Casa Națională în același registru 53.814.893 lei, adică 47%. În anul 2018, încasările din contribuții au crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului 2017. La capitolul cheltuieli se înregistrează o creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, 15.197.154 de lei, dar această creștere reprezintă suma necesară pentru acoperirea creșterilor salariale în unitățile sanitare publice cu paturi. Deci chiar dacă s-a modificat legislația în ceea ce privește contribuția, s-a trecut de la angajator la angajat, nivelul contribuției a crescut. Deci asta este și motivația pentru care au crescut cu 20%. 20%. Deci s-a